Astăzi nu avem un aspect special, dar ducem în continuare iată, efectul lunii pline din Fecioară și în același timp și un care între Venus și Jupiter. Cumva luna plină în Fecioară ne, ne, duce către economisire, către a ne abține, da? către un pic de austeritate, iar careul Venus-Jupiter ne duce către cheltuială, către exces de zel. Deci sunt două aspecte care se bat cap în cap, dragii mei, dar ce să facem, așa este și viața de cele mai multe ori nu e liniar. Hai să ne uităm la fiecare dintre noi, îți reamintesc te și la zodie și la ascendent, îți reamintesc faptul că aici avem un horoscop simplu, teoretic, general și că este cu titlul de prezentare. Bun, să începem cu berbecul sau cei cu ascendentul în berbec. Încearcă să nu te epuizezi foarte mult, pentru că și Marte urmează să facă un careu cu Jupiter, Marte guvernatorul tău și excesul de zel, crede-mă, nu ți-aduce câștig, îți aduce chiar pierderi.